Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni. Să știți că este o zi cu adevărat nebună. Este o zi în care ieșim cu toții oarecum din zona de confort, însă este o zi în care se rezolv foarte multe lucruri. Suntem în zi de faeton, energia generală nebunul sau arcana majoră moartea. Este clar o zi cu resetări. Și așa cum începe săptămâna, așa se pare că se vor și desfășura lucrurile. Așa cum am vorbit deja în previziunile pentru această săptămână, în care spuneam despre cuadratura dintre Pluto și noduri, care se simte de ceva timp, se mai simte și acum, și o să fie și domnul Juno implicat, asteroidul căsătoriilor, asteroidul parteneriatelor, asteroidul relațiilor. Și știți cum? Ziua de luni vine cu o resetare. În special, o resetare pentru fiecare în parte. Poate să fie ceva simbolic, însă, vedeți voi, Jupiter este într-o quadratură cu Soarele și lucrurile, să spun așa, pot merge într-o direcție ciudată, în sensul că suntem scoși din zona de confort. Asta nu înseamnă că e ceva negativ. Dacă suntem puși, v-am explicat eu, pe schimbări, e ok, suntem ajutați de către planete. Da? Tot ziua de luni vine cu tot felul de rezolvări legate de călătorii, legate de drumuri, un nou început, un nou drum, o nouă cale, poate chiar la nivel metaforic, nu neapărat fizic, să mergem undeva. Și în general, în ziua de luni, să știți că se așează multe lucruri, se vor stabili multe lucruri benefice, frumoase, și chiar undeva luni seara vom sta și noi liniștiți, lucrurile chiar se mai calmează. Da? Bun, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Îți reamintesc de previziunile pentru această săptămână. Dacă nu le-ai văzut deja, te invit cu drag să o faci, pentru că sunt evenimente importante, se întâmplă lucruri săptămâna asta. E o săptămână ceva mai ciudată, aș spune, dar o săptămână în care se pot rezolva multe lucruri. Cu sau fără voia noastră, depinde de fiecare. Da? Bun, și acestea fiind spuse, hai să începem. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi este o zi în care, în primul rând, e acolo o mică tensiune, e ceva ciudat privind o călătorie, privind niște bani, privind o conștientizare pe care o aveți. Pe de altă parte, este o zi în care vă ocupați foarte mult de viața voastră personală, însă, în mod special de dimineață, vedeți că pot apărea mici mari tensiuni în relația cu autoritățile, da? Sau să vă treziți de dimineață așa mai energic decât de obicei și să spuneți gata, fac asta, fac cealaltă, deci sunteți puși pe treabă. Da? Și bineînțeles că este o zi în care puteți să rezolvați tot felul de chestiuni financiare. Da? Chiar dacă, repet, trebuie să mai aduceți niște acte, trebuie să mai studiați ceva, mai sunteți puțin scoși din zona de confort. Undeva luni seara chiar sunteți destul de liniștiți. Și avem 5 de spade, 10 de bâte, eremitul. O legătură cu zodia fecioară pentru unii. Dragi berbeci, o zi de luni în care ar fi bine să vă mai urmăriți și voi acolo interesul și să înțelegeți că e nevoie să dați un pas în spate de la o anumită situație. Da? Ceva nu vă convine privind o persoană mai izolată, privind o persoană mai ciudată, mai retrasă. 10 de bâte. Ai multe activități de făcut, ai multe lucruri de făcut și uite, poate este un moment să-ți vezi și tu puțin prioritățile. Ultima carte, 10 de cupe, deci până la urmă lucrurile se rezolvă, văd o întâlnire cu niște prieteni, cu niște persoane dragi ție, familia, casa poate avea un rol important în această zi și bineînțeles că vei auzi de tot felul de decizii care se vor lua pentru viața ta, în general vorbind, sau poate tu le vei lua. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi este o zi de luni în care sunteți în centrul atenției și vedeți că acolo poate să apară un mic mare conflict privind drumul, da? Privind un drum sau privind partenerul de viață, pot fi chestiuni legate de un bărbat sau lucruri vechi care acum revin în atenția ta. Bineînțeles că este un moment în care ți se cere să te mai detașezi puțin și vezi că luni te trezești cu mai multă energie. Da?
Chiar dacă este acolo un moment oarecum agitat, vei fi extraordinar de bine susținut. Da. Uite, undeva luni seara, un prieten, un mesaj, un apel telefonic, poate chiar cine știe, un proiect, ceva începe să funcționeze mai bine. Deci te liniștești undeva spre seară. Pentru alți tauri, pur și simplu, poate să fie o zi destul de aglomerată, dar nu neapărat negativ. Da? Nu e neapărat negativ. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi aici. Și avem Regina de Monede, cartea ta, Magicianul. Deci e o zi în care ai foarte multe lucruri de făcut, o zi în care te simți în putere, ești energic și de asemenea este o zi în care cu siguranță ești prins cu tot felul de lucruri. Apoi avem 10 de monede. Primești o sumă de bani sau reușești să rezolvi ceva privind un grup de oameni, un proiect, poate să fie ceva legat de casa ta, da? Pentru alți tauri. Iar ultima carte, 6 de bâte, o bucurie pentru tine în această zi. 6 de bâte poate să spună și despre un moment în care ai parte de un succes, da? Te bucuri de ceva alături de niște persoane dragi ție. E ca o resetare, pur și simplu parcă nu-ți vine să crezi cât de frumos stau lucrurile. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi s-a terminat așa un weekend în care poate v-ați distrat, poate ați avut tot felul de activități, doar că na, ce să vedeți, apare aici ceva pentru voi tensionat, privind un bărbat din apropierea voastră, privind un vecin, o persoană din anturajul vostru. Pentru unii gemeni pot fi niște discuții serioase privind o relație oficială, da? Poate să fie vorba despre un parteneriat, șeful, relația de cuplu, cei cu ea, e oficială, nu e oficială, ți-am mai spus eu că ești în săptămâna oarbă, da? Sau mă rog, ești într-o perioadă în care e nevoie să-ți asumi multe, chiar și chestiuni personale. Da? Și aici râdem, glumim cu săptămâna oarbă, dar pot fi și chestiuni personale, da? Pentru alți gemeni. În general este o zi în care nu vei avea tu foarte multă energie, o să stai mai retras, nu o să comunici foarte mult, dar uite că undeva spre seară se rezolvă niște lucruri ca prin minune, privind cariera ta, privind ceva important, se definitivează oarecum ceva pentru sufletul tău și asta e absolut fantastic. Este o zi în care ar fi bine să te mai odihnești sau dacă ai de lucru, uite, e bine să nu insiști cu absolut nimic, să lași lucrurile să curgă de la sine. E foarte, foarte important acest aspect. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi. Marea preoteasă, temperanța, o legătură cu zodia săgetător, judecata. Uite, te revezi cu cineva sau primești o veste de la distanță. Se rezolvă ceva. Marea preoteasă vorbește și despre secrete, deci poate să fie așa ceva ca prin minune care se rezolvă. Pe de altă parte, văd aici un compromis pe care îl faci. Magicianul, deci magicianul poate să te reprezinte pe tine în acest context sau poți să ai legătură și cu o fecioară. Da? Este un moment în care ești foarte prins cu tot felul de lucruri, este o zi foarte intensă din punct de vedere energetic, e ca și cum ești prins între două activități, două situații. Ultima carte, 4 de cupe, deci poate să fie o senzație de oboseală, de plictiseală. Însă pentru alți gemeni e ca și cum cineva vine și vă ridică acolo dintr-o situație care vi se părea destul de ciudată și destul de apăsătoare. Poate să fie ceva ciudat privind un drum. Zodia Rac. Dragi raci, de dimineață vedeți că pot apărea niște conflicte în relațiile cu ceilalți, dar pentru voi este o zi în care în sfârșit vă definitivați puțin valoarea privind cercul de prieteni, privind relația cu anturajul, privind zona aceasta de online sau chiar privind viitorul vostru financiar. Ceva acolo vă scoate puțin și pe voi din zona de confort, dar nu sunt chestiuni neapărat negative. Pot fi chestiuni care țin de acte sau chiar de muncă, de un proiect, de o colaborare. Mai apar niște lucruri. Vă spuneam eu că sunteți într-o perioadă de schimbări, atât personale cât și profesionale, mai ales săptămâna asta. Dacă n-ai văzut filmările pentru săptămâna asta, te invit să vezi acele previziuni, atât partea generală cât și partea bonus. Undeva spre seară se rezolvă ceva privind un prieten plecat în străinătate sau privind o călătorie, iar pentru alți raci de asemenea a reușit să rezolvați niște chestiuni foarte, foarte benefice legate de acte sau pot fi chestiuni legate de zona studiilor pentru unii.
învățați ceva, studiați ceva, stați pe internet, aflați o informație și spuneți gata, asta e soluția și uite că un prieten te poate ajuta astăzi la o problemă. Regele de spade, moarte, au conexiune cu zodia Scorpion, 9 de cupe. Mai văd aici o legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Este o zi așa în care ceva se închide, ceva se finalizează pentru tine. Poate să fie ceva legat de niște studii, văd aici, sau ceva legat de o persoană care își face strategii. Cavalerul de băte, foarte multă energie pe care o ai astăzi și tot cavalerul de băte, să știi că vorbește despre o dorință de a te aventura undeva anume, poate ceva ți atrage atenția sau cineva ți atrage atenția, iar ultima carte este împăratul, o conexiune cu zodia Berbec. Împăratul ăsta spune despre niște decizii importante pe care le iei, dar și despre o conexiune poate cu un șef sau cu tatăl tău, cu o persoană cu autoritate. Deci astăzi se rezolvă niște lucruri pentru tine. Zodia Leu. Dragi lei, pentru voi vedeți că de dimineață sunteți prinși acolo niște chestiuni legate de un șef, legate de muncă, legate de un copil. Sunt chestiuni care vă scot pe voi așa din zona de confort, pot fi lupte de putere pentru unii lei sau pur și simplu sunteți voi emoționați în legătură cu o situație. Da? Poate sunteți puțin scoși din zona de confort, învățați ceva, faceți ceva, însă este o zi în care, uite, de dimineață e ceva acolo care te scoate puțin din zona de confort. E un moment în care, știi cum, teoria din mintea ta, uite, nu e aceeași cu practica. Da? Nu e aceeași cu practica, ceva e ciudat. Însă, în general, este o zi foarte bună pentru tine, în care te afirmi, te simți bine, ai energie. Este o zi foarte bună în care, uite, poți să rezolvi ceva foarte important undeva spre seară, care te eliberează destul de mult. Da? Unii lei poate ar fi bine astăzi să vă lăsați așa purtați de evenimente, să nu exagerați cu absolut nimic. Este un moment puternic pentru voi, este adevărat, soarele, guvernatorul vostru și aflați și în zodia voastră, se află într-o cuadratură cu Jupiter din semnul Taurului, deci e un moment destul de intens pentru voi. Vă spuneam, săptămâna asta e nevoie să faceți niște schimbări privind munca, privind actele, privind viața voastră. Drumurile, trebuie să mai învățați chestii. Da. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți. Șapte de bâte pentru tine, nouă de monede, niște bani pe care îi primești. Dar este și o zi în care știu cum te simți foarte valoros. Da, alți lei, ca și cum spuneți, gata, știu cât valorez sau uite, vreau să fac asta și cu cealaltă. Și bineînțeles că totul se simte ca o oarecare provocare. Apoi avem 8 de cupe. Văd că este o zi în care abandonezi ceva, da? Lași ceva în urmă, fie un orgoliu, fie lași în urmă ceva ce te-a deranjat, lași în urmă anumite idei, anumite gânduri, o persoană, o relație, dar alții le e ca și cum lăsați în urmă o perioadă ciudată, o perioadă aglomerată. Ultima carte, puterea, este cartea ta și este clar că vei lua atitudine în această zi și vei reuși să rezolvi o anumită situație, da? E ca și cum unii lei spuneți gata, merg pe drumul meu sau gata, las problema asta deoparte. Bun. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, pentru voi este un moment așa destul de interesant. În primul rând, se întâmplă niște lucruri foarte ciudate privind un parteneriat, privind o relație. Poate să fie ceva legat de casa ta sau o călătorie împreună cu membrii familiei. Ai ceva acolo de rezolvat, ai niște discuții, se întâmplă niște lucruri care sunt destul de ciudate. Uite, ar fi bine să nu insiști cu absolut nimic. Da? Undeva luni dimineața e un moment în care pot apărea acolo niște conflicte, niște tensiuni sau alții pur și simplu e ca și cum trebuie să vă treziți de dimineață și aveți foarte multă treabă, trebuie să rezolvați tot felul de lucruri privind o afacere, un copil, persoana iubită. Apoi, în general, ziua e bună pentru tine, îți recapeți energia, lucrurile stau mult, 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 mult mai bine pentru tine și undeva luni seara văd că reușești să rezolvi ceva privind un contract, privind persoana iubită, poate e ceva legat de o călătorie sau poate să fie ceva legat de un copil pentru unii. Deci reușiți să rezolvați ceva și vă eliberați.
Poate aveți o discuție, găsiți soluții interesante. Hai să vedem ce spune și tarotul. Cavalerul de spade pentru tine și avem pajul de spade. E o zi în care e foarte multă claritate mentală, dar e o zi în care vei reacționa foarte, foarte rapid. Poate să fie o zi în care îți vin tot felul de idei, o zi în care ai o activitate mentală intensă, însă pot exista și discuții din acestea ciudate, clarificatoare. Soarele, o bucurie pentru tine, dar și o conexiune cu zodia Leu. Reușești să rezolvi ceva astăzi, să faci lumină în viața ta. Apoi, ultima carte, lumea, foarte frumos, e ceva legat de o călătorie îndepărtată, de zona străinătății, poate este vorba despre un succes pe care îl ai, ceva care ajunge la final, e ca un fel de eliberare, dacă vrei, așa, pentru tine. Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi este un moment așa de putere. Poate să fie ceva legat de viitorul vostru, poate să fie ceva legat de un prieten, de un proiect, un bărbat. Pe de altă parte, știți cum, vi se cer acolo niște schimbări, v-am mai spus eu, în stilul de viață, în modul de a comunica, în viața voastră, în general vorbind. Nu este neapărat o zi negativă, unii e ca și cum sunteți prinși acolo cu un bărbat, cu niște acte, cu un proces, cu ceva de genul acesta. Cu niște studii alții sau poate chiar o călătorie. Undeva tot, uite, de dimineață, vezi că pot apărea mici mari tensiuni sau conflicte în relația cu membrii familiei sau poți să ai ceva de rezolvat în plan personal. În general, vezi că intri așa într-o perioadă de câteva zile în care ești foarte conectat la planul divin. În schimb, pot apărea și mici mari provocări, poți să simți că trăiești la plus infinit și acum depinde de tine ce faci, da? Fie trăiești într-un sens frumos, fie, da, apar și tensiuni pe acolo. Undeva luni seara reușești să rezolvi ceva foarte important pentru tine, pentru liniștea ta sufletească. Poate să fie ceva legat de casa ta, poate să fie ceva legat și de persoana iubită, și de un copil, de o afacere, o discuție, un drum, se întâmplă ceva. Da? Și rezolvi ca prin minune lucrurile. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. A venit și pisica, e pe aici pe lângă noi, dar nu știu dacă vine la citire. A venit să mă anunțe că trebuie să merg să fac ceva pentru ea și na, o să fac după ce termin filmarea. Nu pot să spun aici că nu-i frumos, cei care aveți pisici știți. 5 de bâte, regele de monede, 2 de spade. O conexiune în primul rând cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Vedeți voi, vedeți că sunt și niște zile în care aveți de rezolvat chestiuni financiare legate de bănci, de sume mari de bani, moșteniri, partaje, știu eu, bani de la stat, deci aveți chestiuni de rezolvat. Fie mergi și ajuți pe cineva care are o problemă astăzi, fie este un moment în care cineva vine și te ajută. E ca o disperare aici a unei persoane. 6 de cupe, foarte frumos. Uite, te revezi cu o persoană dragăție, poate un copil, un suflet pereche, persoana iubită și tot șasele astea de cupe poate să spun aici și despre o împăcare. Nu știu, Venus a ta retrogradă, vezi că e în cuadratură cu Uranus, deci mai întâmplă chestii. 9 de monede, ultima carte. Niște bani care îți intră sau o împlinire, o mulțumire pe care o ai. Te simți împlinit, mulțumit, te simți bine, ai încredere în tine, simți că ai tot ceea ce trebuie și văd niște activități noi pe care le faci. Unii poate aveți niște cheltuiele astăzi, dar nu negative. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi vedeți că se accentuează acolo niște mici mari conflicte sau poate să fie o zi în care aveți de rezolvat chestiuni legate de acte în mod special, de un proces, de clienții voștri, relația cu ceilalți, deci, și în special relația cu șeful. Vedeți că pe acolo pot apărea lucruri ciudate. Da? Pe de altă parte, este o zi în care vei socializa foarte, foarte mult. De dimineață afli niște vești, faci un drum. E cu tensiuni, e ceva ciudat acolo, însă, în general, este o zi extraordinar de bună pentru tine și undeva luni seara primești o veste bună și se rezolvă ceva legat de o afacere, un parteneriat, de iubire, ceva legat de o persoană dragă sufletului tău. Ai acolo o discuție sau se rezolvă ceva și e de bine pentru tine.
E ceva legat de casa ta, de rudele tale, de un drum, de niște discuții care apar. Ce să facem? Eu o zic cu drumuri, da? Dacă nu v-ați propus să faceți drumuri, asta pentru toate zodiile spun, mai bine vă programați voi drumuri, da? Bun, cred că e cazul să ne oprim și avem niște cărți aici care vor să sară. Pajul de spade, pajul de monede. Deci, poate astăzi ai legătură cu persoane mai tinere sau intri în contact cu persoane noi. De asemenea, este o zi foarte bună pentru tine, pentru că vei avea o claritate mentală foarte mare, vei fi curios, vei dori să experimentezi lucruri și pajul ăsta de monede vorbește și despre un prim succes pe care îl ai privind o sumă de bani. Apoi, 8 de spade, deci într-un blocaj cineva îți întinde o mână de ajutor, cineva îți este alături în această zi, cineva nu te lasă să cazi, iar ultima carte, faietonul, exact ce vorbeam, o conexiune cu zodia Ragdăr și un drum pe care l-ai de făcut, o călătorie, lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție, da? Poate vrei să-ți repari ceva la o mașină sau ai ceva important de rezolvat, un succes de care auzi. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi e o zi interesantă. În primul rând, este o zi în care sunteți foarte concentrați pe muncă, pe starea voastră de sănătate, pe rutina voastră zilnică. Și vedeți că pot apărea anumite conflicte, tensiuni în relația cu un șef sau în relația cu o persoană importantă. E ceva legat pentru voi de acte, de o călătorie, de niște principii de viață diferite și ar fi bine, dragi săgetători, să mai lăsați așa de la voi, că oricum voi sunteți foarte deschiși la minte, dar nu... E nevoie să înțelegeți că teoria din mintea voastră nu e aceeași cu practica. Da? Și vi se cere, v-am mai spus eu, că vouă să puneți foarte mult lucrurile în practică perioada asta. Bun, apoi, undeva luni seara, uite, rezolvi ceva legat de casa ta, de familia ta, de o persoană din trecutul tău. Rezolvi ceva legat de... viața ta privată. De ce nu? Hai să vedem, dragi săgetători, ce faceți voi. Primești o veste bună acolo. Alții poate, nu știu, vă vin persoane în vizită sau mergeți voi undeva. Și avem pajul de spade, 7 de cupe. Multă curiozitate pentru tine astăzi, dar și multe clarificări. Este un moment în care e ca și cum te rup de realitate. Colegii tăi stau acolo, lucrează, fac ceva, tu te uiți în altă parte. Poate ai un vis, ai un ideal pentru care lupți, turnul, o rupere, o schimbare care apare, o schimbare bruscă. Unii e ca și cum aveați aici tot felul de gânduri, tot felul de planuri, ați spus gata, fac așa, fac invers, ei și acum lucrurile se cam dau puțin peste cap. 7 de monede, poate niște bani pe care îi aștepți astăzi sau cu siguranță este și o zi în care poți să culegi niște roade. Da. Unii vedeți că o să conștientizați, spuneți bun, păi am stat în locul ăsta, dar nu am fost apreciat, dar nu am fost plătit suficient sau persoana asta nu a considerat dacă sunt suficient de bun sau de bună. Iar ultima carte, 9 de bâte. 9 de bâte poate să însemne pentru tine și un moment în care spui, uite, acum am ultimul tren, acum am ultima șansă și atunci mergi și acționezi. Poate e o zi în care e bine să nu exagerezi cu absolut nimic, mai ales când vine vorba de alimentație sau de cheltuieli. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi este o zi în care, în primul rând, sunt niște lucruri acolo ciudate care se petrec privind un copil, privind partenerul de viață. Unii, nu știu, poate aveți un moment de pasiune, un moment romantic, dar pentru alți capricorni vedeți că pot apărea tot felul de lucruri ciudate privind o speculație financiară, privind o afacere, o sumă de bani, relația cu un copil, relația cu o persoană dragă vouă. Sunt niște discuții acolo, sunt niște lucruri. Însă e o zi tare bună pentru tine să te relaxezi, să te simți bine. Chiar dacă de dimineață e ceva ce nu-ți convine privind casa, familia, sunt niște discuții acolo, se întâmplă lucruri, că na, așa cum spuneam, ți se cere să ai atenția și pe viața privată mai mult decât ai avut-o până acum și na, dacă nu o faci de bunăvoie, au grijă planetele. Dar sunt sigură că ai început să faci schimbări pe partea asta.
undeva luni seara și tu ai o discuție acolo, rezolvi ceva. Cineva îți spune niște cuvinte frumoase, de laudă, de apreciere. Poate să fie vorba și despre o negociere pe care o ai, un drum scurt pe care îl faci pentru sufletul tău. Regele de bâte, asul de spade, o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Uite, e un moment aici în care iei o decizie importantă privind o afacere, privind o persoană importantă din viața ta, privind plăcerea, de ce nu? Pentru că da, îți spuneam eu că e o perioadă în care trebuie să te mai și relaxezi. Asta vor planetele de la tine, deci nu-i greu. Apoi avem 3 de bâte, un drum scurt pe care îl faci, dar văd aici și o primă victorie, o primă reușită pentru tine. Te afirmi, ești mândru, ultima carte, împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță. Te preocupi foarte mult și de partea materială a lucrurilor astăzi, dar este și o zi în care o femeie te poate ajuta. Sau ți se cere să-ți dai cu părerea. Văd un succes legat de un copil, de o persoană, dragăție. Alții pur și simplu sunteți apreciați de către toți, vă bucurați, trăiți intens momentul. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi este un moment în care, știți cum, apar niște lucruri ciudate acolo, privind relația cu partenerul de viață, privind niște acte pentru casă, privind ceva ce vreți să mai aduceți voi în plus în casă, nu știu, și partenerul nu e de acord sau ceva se mișcă greu sau e ceva care te scoate din zona de confort. Atenție, dragi vărsători, cei care vă știți în relații de cuplu care nu mai funcționează, pentru că acolo pot apărea tensiuni. Da? Pot fi și niște cheltuieli pentru unii vărsători, dar de dimineață, uite, ești foarte surprins printr-un mesaj, printr-o chestie, printr-o discuție, poate visezi ceva. Și undeva luni seara, oricum e o zi în care casa și familia sunt sfinte pentru tine, trecutul, persoanele foarte apropiate ție, ai multă intuiție. Însă, așa cum spuneam, undeva luni seara, rezolvi ceva legat de bani, ceva legat de muncă sau poate chiar rezolvi ceva important și te simți așa bine, te simți inspirat, te simți apreciat, iubit, răsfățat, cum vrei tu. Deci rezolvi ceva și te bucuri. Alții poate aveți niște cumpărături de făcut pentru casă, banale. Hai să vedem ce spune tarotul. S-au întors 2 cărți. 7 de bâte, pajul de bâte și temperanța, o conexiune cu un săgetător. 7 de bâte poate să-ți spun aici despre un moment în care te simți pur și simplu invincibil, vrei să te lupți cu toți. Da? Temperanța spune despre vindecare, e ca și cum te simți vindecat, te simți eliberat. Unii vă simțiți aici destul de porniți privind un compromis sau privind o situație ciudată. Pajul de bâte, activități noi pe care le faci astăzi, vești bune care apar. Și văd aici că ceva te bucură, ceva te entuziasmează, iar unii vărsători puteți să cunoașteți o nouă persoană astăzi, dar aici vă rog să nu vă gândiți doar pe dragoste. O nouă persoană poate să însemne și un nou vecin, poate să însemne și un nou coleg, da? Un nou prieten pe care îl faceți. Ultima carte, roata destinului, deci ceva se schimbă. Dacă până acum lucrurile nu au funcționat într-o anumită direcție, începând cu ziua de luni o să vezi schimbări, dar nu-ți imagina că trece ziua de luni și gata, viața ta e așa la 180 de grade schimbată, că unii asta aveți impresia. Nu, n-are treabă. Nu. Da, este o energie puternică, dar de început, că într-o zi nu se întâmplă chiar atât de multe lucruri. Ceva se rezolvă legat de internet, legat de o distanță, de o călătorie, o alegere importantă pe care o faceți. Da. Zodia Pești. Dragi pești, pentru voi e o zi în care e bine să vă mai odihniți și să nu vă implicați în eventualele conflicte care apar la muncă. Da? Evitați și conflictele cu rudele. O zi în care sunteți și voi puțin scoși din zona de confort. Vi se cere să studiați, dar și pentru voi e vorba de a studia practic.
de a analiza practic o problemă. Poate să fie un moment în care ceva nu vă place, ceva nu vă convine privind munca, privind starea voastră de sănătate, privind șeful. Sunt niște lucruri acolo ciudate. Sau chiar, sau uite, chiar relația cu rudele, relația cu vecinii. Acolo ceva se întâmplă. În general, în această zi de luni ești foarte prins pe comunicare, pe drumuri, ești foarte prins pe tot ceea ce ține de rudele tale, da? De scris, de învățat, deci ești prins pe așa ceva și undeva luni seara oferi un sfat absolut fantastic unei persoane dragi ție sau undeva luni seara vezi că se rezolvă ceva legat de studii, legat de un drum. Pur și simplu poate ai parte de o conștientizare sau îți vine o idee absolut genială. Iar unii pești poate vă întâlniți cu un vecin sau aveți o discuție cu o persoană dragă vouă din care mai învățați ceva. Poate unii aveți de făcut un drum scurt luni. Asul de cupe, arcana majoră diavolul. O nouă emoție, dragi pești, vești bune care apar, eliberări. O conexiune cu un capricorn, dar vezi că e ceva foarte puternic pentru tine, ceva simbolic pentru această lună august. Simt să spun că e bine să urmărești previziunile pentru august, dacă nu ai făcut-o deja. Uite, e ca și cum lași în urmă niște iluzii, lași în urmă niște lucruri. Poate să fie și un moment de conștientizare pentru toți. 10 de bâte, o perioadă puțin aglomerată pentru tine, mai bine spus ziua de luni vine la pachet cu multe responsabilități, dar ți-am mai povestit eu chestia asta că nu ești singur la locul de muncă, mai ai colegi, da, mai dă-le și lor din activități, nu le prelua tu pe toate. Poate să fie și o perioadă, așa simt eu, din viața ta în care lucrurile sunt puțin mai apăsătoare și uite, 10 de cupe poate să fie ceva legat de casă și de familie, dar unii pești poate veți conștientiza că e mai importantă liniștea voastră sufletească decât practic, da, ce se întâmplă pe acolo. E ceva intens privind casa, familia, o activitate nouă pe care o faceți, da? Iar unii e ca și cum aveți niște discuții aici privind bani, privind aprecierea pe care o primiți voi. Din partea familiei, din partea rudelor, din partea colegilor de la muncă. Bun, dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi de luni cât mai frumoasă și de o săptămână cu schimbări cât mai benefice pentru toată lumea.